de dimineață, ne ajută să scapi de greață și-ți crește moralul. Bună dimineața, oameni buni! Am întârziat 2-3 minute din vina proprie, pentru că trebuia să pregătesc încă o știre căreia să-i dau drumul în eter. Primim telefoane în timpul emisiunii. Uităm, asta e. Două știri interesante care merită discutate un minut până când vă prezint invitatul, până este, cum spunem noi, în cătaramatii se pun microfoanele noastre, că cele pe care le are el nu știm. Și în general oamenii nu știu ce microfoane au în jurul lor. Deci, prima știre, victorie mare în războiul dintre Andrei Carabela și societatea Publiserv. Domnul Gheorghe Triboi, directorul de la Publiserv, a demisionat. Sau haideți ca să facem o rimă, o poezie. Triboi demisionar, Ghineț interimar, Carabela scapă de un coșmar. Domnul Triboi a demisionat luni. Marți și-a reluat funcția de director tehnic, iar miercuri a zis că e mai bine să fie consilier pe modelul acela din Italia, cu il consiliere, al primarului de Rosnov, Mihai Pavel. Pe data de 18, acolo va avea loc o ședință, se pare, de Consiliul Local și într-un timp, brusc și dintr-o dată, s-a eliberat în organigramă un post de city manager, așa că vom putea asista liniștiți la prima colaborare aproape oficială între un primar PNL și un om devotat PMP-ului, ca să spunem așa, partea din PMP ejectată din PNL înainte de alegeri. Să nu uităm că domnul Triboi a fost așa un fel de alter ego al domnului Chitic pe perioada când se asfalta orice stradă, orice șanț. Ei erau nedespărțiți în imagini, nici măcar Romel nu putea să-i despartă în perioada aceea. Romel de la PNL, Romel Bârjoveanu. O altă știre pe care vrem să vă dăm acum a apărut de câteva secunde în timp ce vorbeam cu dumneavoastră, i-am dat drumul ca să fie un mercurial ciudat al sporurilor acordate angajaților Spitalului Județean de Urgență Piatra Neamț. Aproape lunar, în ultima perioadă, s-au dat decizii ale Comitetului Director în care se modifică sporurile. Lucrurile sunt drăguțe în general acolo, criteriile sunt și mai drăguțe, după care se schimbă sporurile. Vă dau un exemplu, un personaj important, foarte important în procesul de, nu mai știu, acreditare se cheamă, al spitalului, s-a trezit cu un spor foarte mic, s-a supărat, s-a dus la director și a spus da, e ciuciu de acum ajutor pe acreditare, după care sporul i-a crescut un compartiment întreg. S-a trezit cu un spor de 5%, s-au dus, au făcut scandal și s-au trezit cu un spor foarte mare pe motivul că ei aduc foarte mulți bani la spital, lucru perfect adevărat. Deci cine vorbește mai tare are sporul mai mare. Dar nu asta era interesant, ci în luna martie, azi vorbim în rime ca să ne înțelegem mai bine, în luna martie a mai apărut o hotărâre. Facem aici efortul să vi le punem toate hotărârile în față, că n-are rost, credeți-mă pe cuvânt. În luna martie a mai apărut o hotărâre unde iarăși mai sunt tăiate niște sporuri adăugate în altă parte. Criteriile sunt discutabile, unele scandaloase. Da, altă dată. Apare undeva în josul hotărârii următorul paragraf. Beneficiază de sporuri pentru condiții de muncă, pentru familia ocupațională, de funcții bugetare, administrație, conform HG 917 pe 2017, pe atunci nu era pandemie, din câte țin eu minte, sau era, dar era o pandemie în administrație, următoarele categorii de personaj. Personal, TESA, 15%, serviciu administrativ, între 7 și 15%. Mai vorbim de alții, dar n-are importanță. Am întrebat, cu multă uimire, dacă în 2017 era
pandemie și doamna Maricica Drăgan, director economic, ne-a răspuns, puțin surprinsă că ne interesează acest subiect, că nu este un spor câștigat de cei din TESA și din serviciul administrativ, în urma, ca să nu greșesc, în urma unui buletin de conformitate eliberat de DSP Suceava, care a transformat vechiul spor de calculator în spor de condiții periculoase. Întrebarea mea este, nu știu dacă e firească, poate greșesc, poate nu, ce caută această chestie în hotărâre privind sporurile pentru condiții periculoase generate de COVID? Explicația e ca să vadă toată lumea. Dar de ce n-a văzut și în februarie, și în ianuarie, și în lunile dinainte? Și oare, pe principiu, două sporuri nu se pot acorda în același timp? Sporul acesta s-a luat și pe perioada cât funcționarii TESA și administrativ din spital primeau și spor COVID? Niște întrebări simple, la care suntem siguri că toată lumea are un răspuns pertinent. Ne-am obișnuit deja cu asemenea răspunsuri. Este momentul să facem trecerea spre invitatul nostru de astăzi, domnul prefect George Lazăr. Bună dimineața, bine ați venit! Bună dimineața, domnul Vali! Sper că nu v-ați supărat că am ținut un pic deschiderea în această emisiune, dar n-am putut să mă abțin în fața schimbărilor de la Publiserv, atât de de mult așteptate, și a sporurilor din zona spitalului, o zonă despre care chiar poate vorbim în emisiunea de astăzi. Cu drag. Deci, în primul rând, cu ce noutăți vine prefectul de Neamț într-o emisiune după ce avem, așa, ca vă dau niște repere. Vă rog. Vine un tir ATI sau nu mai vine, nu vedem știm. Vedem dacă vine sau nu vine. Așa, medicii care l-au cerut acum două săptămâni, am înțeles că nu mai vor să lucrează pe el, din motivele știute, ca să spun așa. Ce ne puteți spune despre starea de sănătate a județului în momentul acesta, din punct de vedere medical, nu altfel întreb, altfel nu permit. Care sunt ultimele noutăți, să spunem așa? Starea generală de sănătate, cum ați formulat asta întrebarea, județului Neamț, este una, zic eu, pe ansamblu bună, încurajatoare față... Îmi cer scuze, colegii mi-au pregătit două cânde de cafea, una mare și una mică. Și am întrebat așa. De ce. Și a zis, când interlocutorul vorbește un lucru bun, bezi din cana mare. Când vorbește un lucru, când o ia pe arătură, vorbiți din cana mică. Eu cu dumneavoastră nu pot să beau din, eu nu beau din cana mică, dau din cana mare numai. Da, pe ansamblu, raportat la ultimele 14 zile și la incidența pe care o transmitem și noi în fiecare zi presei, lucrurile stau, bineînțeles, în zona asta a pandemiei care ne confruntăm, nu sunt lucruri care să ne bucure sau care să ne încurajeze, dar în percepția, să zic așa, globală, și mă raportez și la celelalte județe învecinate și la alte județe din țară și la starea generală, județul Neamț în ultimile 14 zile, ca să spun așa, pe baza raportărilor pe care le avem de la Direcția Sănătate Publică și de la Institutul Național de Sănătate Publică, avem o rată în descreștere față de ce am avut anterior ca și cazuistică pe COVID, ceea ce e un semnal pozitiv, îl apreciez eu. Inclusiv cele două mari municipii și Piatra și Romanul sunt sub incidența de 3 la 1000, după ce cel puțin Romanul în două săptămâni, trei săptămâni a fost undeva la peste 4-4,5 la 1000. Piatra a oscilat întotdeauna, cel puțin ultimele 2-3 săptămâni, între în zona lui 3,10, 3,11, 3,15 maxim la 1000 de locuitori. În rest, sigur, ne confruntăm cu aceeași problemă, cred că e o problemă generală în țară, paturile de ATI, care sunt pline. Cam ajuns la zona de spital, s-au aprobat prin noile modificări și reglementări date de Ministerul Sănătății. Avem două paturi dedicate bolnavilor COVID de terapie intensivă la Roman. Și încă 18 paturi sunt paturi pre-terapie intensivă, paturi care asigură oxigen, care sunt în implementare la Spitalul Roșenesc Târgu Neamț.
Sigur, rămânem la Spitalul Județean Piatra Neamț, spital dedicat suport COVID, unde avem 6 paturi la obstetrică ginecologie, unde s-a reînființat secția ATI, ca să spunem așa, plus încă un număr de 3-4 care s-au adăugat suplimentar. Asta înseamnă 9, fix pe secția de ATI, refăcută după incendiu din 14 noiembrie. Și mai sunt 3-4 de terapie intensivă jos la UPU, dedicate tot COVID, și încă aproximativ o zonă de 6 paturi în care pot fi tratați tot în zona UPU bolnavi de COVID pe terapie intensivă, unde avem tehnică și aparatură. Într-adevăr, am făcut demersuri la solicitările CJCCI-ului de la Neamț, respectiv a prefectului, domnul Mitrea, domnul director de ASP, în baza solicitărilor făcute domnul Filimon de la Spitalul Județean pentru tirul de terapie intensivă, care urma să fie relocat de la Timișoara la Neamț. El a suferit ceva intervenții, reparații la un anumit moment în zona Timișoara, având date că este în bune condiții de funcționare. După ce s-a întâmplat zilele trecute la București, sigur, probabil au apărut semne de întrebare, reticență a cadrelor medicale cu privire la dotarea tirului, la performanța aparaturii care se află în tirul de terapie intensivă, și ieri ne-am trezit cu o problemă, în sensul că managerul Spitalului Județean Neamț a trimis o adresă către DSP și ISU, prin care nu mai solicită tirul de terapie intensivă și face referire la doctorul de la terapie intensivă, care ar fi ușor, să zic, sceptici în a lucra pe acest tir. Tirul asigura un număr total de 12 paturi, dintre care înțeleg că se puteau operaționaliza și da în funcție aproximativ 8 sau 9 paturi pentru a nu supraîncărca volumul de pacienți și, sigur, dotările tehnice. La momentul ăsta, transferul dinspre Timișoara înspre Neamț a tirului de terapie intensivă este oprită prin urma adreselor pe care le-am remis și noi ieri către DSU. Deci, de către am lămurit o situație. Tirul deocamdată este oprit. Este oprit, da. Este oprit. Asta este o știre importantă ca să nu mai fie discuții, pentru că ieri erau discuții la nivelul spitalului destul de aprinse. O altă problemă pe care vă rog să ne-o lămuriți, dacă ați fost informat, noi avem informația că spitalul din Târgu Neamț ar refuza să primească pacienți. Ar refuza? Da. Este o informație care ne-a parvenit din zona Spitalului Județean de Urgență, Piatra Neamț. Eu am vorbit ieri cu directorul de la Spitalul Târgu Neamț, domnul Pătrașcu îi spune. Din perspectiva mea, îl consider ca un manager care s-a implicat până la acest moment în toate discuțiile care le-am avut în zona medicală și pe pandemie. A fost un manager cu care am lucrat bine până la acest moment și care s-a implicat proactiv și chiar l-am văzut foarte ferm în măsurile pe care le-a aplicat la Târgu Neamț. N-am văzut să fie o discuție sau o problemă pe zona de a refuzat să primească pacienți. Asta n-am auzit, o să discut din nou cu el astăzi. Sigur, la Târgu Neamț sunt conflicte ale puterii politice de acolo, care nu-l probabil agrează conducerea primăriei Târgu Neamț pe actualul manager, pe care de altfel tot dumneavoastră l-au pus, din cauza probabil a faptului că domnul director, tânăr fiind și om de acțiune, ca să zic, hotărât, probabil strică niște aranjamente vechi pe acolo prin spital și nu prea este sau nu prea mai este plăcut sau apreciat de conducerea politică a primăriei Târgu Neamț. Și de acolo probabil și pe relația cu Spitalul Județean, care are tot conducere politică pusă tot de aceeași formațiune și aceiași oameni, probabil de ei se nasc și tot felul de șicane împotriva directorului de acolo. Da, numai că din câte știm noi, acum noi îl știm pe directorul de acolo, am scris despre el, știți tot scandalul care a pornit de la un articol scris în Mesagerul de Neamț. Da, și a izbucnit în toată presa națională, dar da, nu cred că e vina managerului. Că nu, eu altceva vreau să vă spun. Eu altceva vreau să vă spun. Noi îl apreciem pe managerul de acolo, dar după informația noastră, documentația pentru primirea pacienților nu este încă depusă la DSP.
Ceea ce înseamnă că undeva ar fi o sincopă. Eu o să discut din nou astăzi cu domnul director și cu conducerea DSP-ului. N-am sesizat, repet, în toate discuțiile și cu DSP-ul și cu domnul director Pătrașcu de la Târgu Neamț, am sesizat ori avoință sau piedici puse în mod deliberat sau intenționat de a nu primi pacient sau de a obstrucționa actul medical pe pacienții COVID care ar urma să ajungă la Târgu Neamț pe cele 18 paturi dedicate cu oxigen. Da, deci am dacă mai au fost sau dacă există probleme de ordin tehnic care sunt în curs de rezolvare, dar e cu bună voință și din partea spitalului și autorităților publice locale din Târgu Neamț, alea sunt lucruri care probabil într-o zi, două, trei, se pot depăși și spitalul Târgu Neamț să poată primi pacienți pe COVID. Interesul general, public, indiferent de culoare politică, de zonă de administrație, de zona pe care o ocupă fiecare, interesul general trebuie să fie unul singur, sănătatea tuturor oamenilor din Neamț care au afecțiuni pe COVID, dar și sănătatea celorlalte persoane, marea majoritate, care au afecțiuni cronice și care și acea categorie de persoane trebuie să primească îngrijiri medicale. Din păcate și din nefericire, astăzi sistemul medical nereformat în ultimii 30 de ani sau mai bine de 30 de ani în România, mă refer la sistemul public, cel de stat, își arată minusurile, își arată lacunele. Pentru că, sigur, avem un spital supraaglomerat care este la momentul actual Romanu, cu tot ce înseamnă bolnav cronic sau orice alte probleme de intervenție. Avem spitalul județean blocat pe COVID și avem spitalul Târgu Neamț, care nu are o competență, ca să zic, pe zona de disciplină medicală sau de dotări extrem de ridicată. Și primește o cazuistică destul de simplă sau simplistă. Deci cazurile ușoare din și zona spre mediu. Până în mediu maxim. Până în mediu, că nu-și pot... Restul se duc la Roma și, într-adevăr, la Roma e o supraaglomerare în ultima perioadă, iar spitalul județean Neamț stă și suntem blocați cu spitalul, care e cel mai mare spital din județ, doar pe pacienți COVID. Da, în enumerarea pe care ați făcut-o de paturi pentru terapie intensivă, da, ATI, ați omis totuși ceva. N-am omis, nu cred. Ba, ați omis, îmi pare rău, trebuie să vă contrazic. Vă rog. Mi-am dat seama. Spitalul Lețcani. Normal. Suntem proprietari acolo, prin Consiliul Județean Neamț. Suntem coproprietari. Coproprietari acolo pe o câteva treime. Din, sau nu, o treime. Aproximativ o treime, dar 25%. Puțin, mai puțin. 25% din spitalul respectiv. Sau pe lacătul de la intrarea în spital suntem proprietari. Nu-mi dau seama exact. De ce? Astăzi, de ce vă spun că ați uitat? Pentru că în Iași... E închis. Pentru că în Iași, azi dimineață citeam, domnul Maricel Popa, președintele, fostul președinte al Consiliului Județean, no, despre ei trebuie să vorbim ca despre președinți, ce despre domnitorii României, nu vorbim ca despre domnitori. Da, erau atâta timpuri, da. Deci, fostul președinte al Consiliului Județean, Neamțul Soma pe actualul președinte, să dea drumul spitalului. Am văzut. Aștept și o somație de la Neamț, probabil, foarte curând. Deci, care e situația? Din datele pe care le-am și din discuțiile care le-am avut cu colegul de la Iași, adică cu domnul prefect de acolo, înțeleg că spitalul, din punct de vedere tehnic, nu se poate deschide. Chiar dacă a venit căldură? Că am înțeles că era și asta o problemă, căldura. Era așa, păi asta era principala problemă la un moment dat. Căldura, înțeleg că parametrii tehnici nu permit redeschiderea spitalului modular de la Lețcani, în sensul în care el rămâne închis. Nu cred că este vorba de rea voință, nu cred că poate să fie o gândire a domnului președinte Costel Alexe de la CJ Iași că nu vrea să redeschidă spitalul, cu toate că Iașul e sufocat la momentul ăsta, pentru că din toată Moldova sau din foarte multe colțuri ale Moldovei, pacienții destul de grav ajung spre Iași pe COVID și plus celelalte discipline medicale care, cazuistic, ajunge mai grav, ajunge tot la Iași. Adică nu pot să mă gândesc că nu există bună voință din partea actuală cu ceea ce e Iași, ci sunt probleme, într-adevăr, de ordin tehnic care nu permit redeschiderea spitalului. Spitalul respectiv s-a făcut pe repede înainte, s-a făcut, din ce am înțeles, cu intervenții pe dotări, pe tot ce a însemnat lucrările de acolo făcute de mântuială, sens în care și după o iarnă,
de bem ieșit din iarnă, ca zic, de la temperaturile scăzute, înțeleg că randamentul instalațiilor de acolo și calităților tehnice a aparaturii care a fost care leagă acele module, care leagă aparatele, vorbesc de aparatura de exterior, înțeleg că a suferit probleme peste iarnă și sunt dificultăți tehnice majore la acest moment, în sens în care nu se poate redeschide. Astfel că Spitalul Lețcan este închis la acest moment, din păcate și din nefericire. Oricum, eu vreau să vă spun că, și dumneavoastră știți foarte bine, au început discuțiile anul trecut, cred că pe timpul ăsta, cu Spitalul Modular Lețcan și cu acordarea 3,2 milioane euro din partea CJ Neamț pentru realizarea acestui spital modular, tocmai pentru a pregăti zona de pandemie, pentru a pregăti vârfuri. Ca idee, jos pălăria, n-ai ce discuta că vrei să pregătești pentru pandemie. Ca realizare și modul în care te ai duci gestionat spre Iași și să o gestionezi. Deci într-un an de zile de când a început discuția că Neamțul alocă cei 3,2 milioane de euro, până la momentul în care s-a finalizat, să zic, investiția, s-a dat drumul și până în prezent, când spitalul e închis, chiar mai mult închis a fost decât deschis, noi am avut la Spitalul Lețcan, cred că 5 sau 6 pacienți, domnul Bănescu. După incendiu din 14 noiembrie. Tragedia din 14 noiembrie. Exact. Noi am avut 5 sau 6 pacienți care i-a dus Neamțul. Adică județul Neamț investește 3,2 milioane euro în Iași, la Lețcan, într-un spital care e mai mult închis decât deschis, pentru 5 pacienți, nu vale. Ăștia bani, 3,2 milioane de euro, de asta m-am și contrazis la momentul respectiv, într-un spirit care l-am considerat eu proactiv și pozitiv. Am înțeles, domnul Arsene, că cine îl contrazice e adversarul sau dușmanul lui. Adversar suntem, nu dușman, că nu avem de ce. Dar adversarii sunt motive multe și întemeiate din punctul meu de vedere politic. Vorbind cu 3,2 milioane de euro, făceai o secție ATI în județul Neamț, la Spitalul Județean, la tine acasă, de care beneficiau exclusiv nemțenii, ultramodern, de ultimă oră. Puțin... De ultimă oră, de ultimă generație, dotată, frumos făcută, găseai soluții tehnice, nu cu 10, cu 15, cu 24, făceai o secție mare. Ca lumea dotată, care o foloseai și COVID și eventual post-COVID, ulterior, când Spitalul Județean va reveni din era COVID la o cazuistică normală. Dar cu 3 milioane de euro făcea investiție extraordinar de bună și eficientă în Neamț pentru Neamț. Nu poți să-mi spui mie că ai dus 5 pacienți într-un an de zile la Iași, într-un spital mai mult închis decât deschis. Asta înseamnă o rentabilitate de 600.000 de euro pe pacient. Îl duceam în America. Cătălin, un urmăritor, Cătălin. Tocarea abuzivă a fondurilor publice de la Lețcane ar trebui să facă obiectul unor dosare penale. Și nu vă rog pe dumneavoastră să comentați eu la început. Nu comentez. Vreau să spun știu eu că altceva. Sunt în lucru, știu de la colegul prefect de la Iași, cred că am trimis și noi documente, că nu sunt lucruri secrete, sunt lucruri care țin de o anchetă care noi nu avem acces la ea, dar ne s-au solicitat documente de către cei de la Iași, poliție economică sau ceva de genul ăsta. Domnul prefect. Probabil că cineva anchetează. Domnul prefect, anchetează sau nu anchetează pe mine, ca cetățean în momentul ăsta, apropo de aspectul ăsta, nu, că sunt alte lucruri care... ca să aprobe o asemenea hotărâre, nu vorbim la Piatra Neamț, unde consilierii au ridicat mâna că li s-a spus cei din majoritatea de atunci. Nici la Iași, unde s-a întâmplat același lucru. Dar nimeni nu a putut să intervină, să spună, băi, oameni buni, nu cumpărați un calculator, un server. Că astea s-au cumpărat exact ca și cumperi un calculator. Te-ai dus, ai zis, vrei un spital modular NATO, nu știu de care, s-a pus oferta și s-a cumpărat calculatorul. Nimeni nu s-a uitat dacă în calculatorul ăla... Este hard, este... Nu, dacă el este compatibil cu ce ai tu, ca da, să poți să-l compatibilizezi. Dacă acela nu este pentru o zonă cu temperaturi înalte sau este pentru deșert și iarna rezistă, plus că eu nu știu să fi chemat niște specialiști cineva acolo, să spună, băi, achiziționăm asta, voi ce părere aveți? Și mai este un aspect, domnul prefect. Din momentul în care s-a adus în țară
Și a început asamblarea și s-a pus și așa și pe de acolo. Părerea mea este că nu se putea face tot ce s-a făcut acolo, fără, și poate cuvântul este greu, complicitatea unor autorități ale statului din acel moment. Adică, la ce vă gândiți? Păi, eu știu că au apărut comunicate de presă, dacă vreți de caut acum. Spitalul din Lescane a primit, nu știu cum se cheamă exact, autorizație de funcționare AFP, autorizație de funcționare provizorie. Așa au apărut comunicate de presă. Deci stau și mă întreb. Cum se poate întâmpla un asemenea lucru într-o societate... Domnul Vali, societatea în care, din fericire, ne desfășurăm întreaga activitate și trăim, e societate frumoasă în genere, cu oameni iscusiți, oameni deștepți și oameni care sunt ghidați în viață după, cu intenții bune. Sunt alți oameni, din păcate, care poate nu sunt ghidați cu intenții rele. Dar lipsa de știință, lipsa de a fi specialist pe un domeniu, lipsa de viziune, lasă de dorit. Și atunci apare acest fenomen de bătaie de joc pe bani publici. Din nefericire, pe bătaia asta joc pe bani publici, câteodată sau uneori, se pierd vieți, mor oameni, se întâmplă tragedii și nenorociri, pe care nici o forță din lume, nici toți banii din lume nu mai repară sau nu mai aduc înapoi ce ai pierdut. Și mă refer la viețile omenești. De asta, în 14 noiembrie 2020, anul trecut, la Spitalul Județean, din cauză că X persoană, Vasilică de prin curte, care e specialist și omul bun, și să monteze o priză, și să pună un tablou, și să pună o siguranță, și să umble la instalația de gaz, și să dea o mână de var, și să tragă o țeavă pe sus de oxigen. Și la oxigen. I-am văzut eu cu ochii mei. Și să tragă o țeavă pe deasupra capului bolnavului de oxigen și să o sudeze acolo la față, loc să o dea o lea cu vopsea. E, acel, e generic Vasilică. Am zis să mă scuze cineva dacă... Ionică Vasilică. Da. Georgică. Îl folosesc un nume. Acel om, care e om bun la toate, dar nu e specialist pe un domeniu, e folosit să facă lucruri complicate care îi depășesc competența. Să facă circuit electric. Păi nu, circuitul electric nu se face cu omul bun la toate din curtea spitalului. Ăla e bun la toate, dar la lucruri mărunte. Aduși firme. Mergând mai departe, și evenimentul din 14, tragedia din 14 noiembrie putea fi evitată dacă acolo, pe secția de ATI de la etajul 2, lucrau specialiști, o firmă specializată cu oameni profesioniști care dimensionau foarte bine sistemul și circuitele electrice. 2. Spitalul Lescan trebuia făcut și în consultare cu specialiști. Asta se întâmplă când asta ori eu, ori dumneavoastră, ori actualul președinte Ionel Arsenie de la Neamț, într-o viziune largă, nu apelează la oameni care sunt buni specialiști. Și omul care e bun specialist îți zice cum să faci lucrurile ca să fie de durată și să fie bune, să le poți folosi în condiții optime. Dacă nu apelezi la specialiști, o faci după mintea ta sau un, doi, trei cetățeni care spun bravo șeful, bravo șeful, realizezi un spital de tip modular de la Lescan, care din păcate investești milioane de euro în el și nu-l poți folosi. Asta se întâmplă, din păcate, în foarte multe județe, cred că din țară, în societatea românească și în foarte multe localități de prin țară. De la un nivel mai mare la un nivel mai mic, în mod clar. Acum o săptămână sau două, nu mai țin minte exact, am publicat în Mesagerul de Neamț două pagini despre Spitalul Județean Piatra Neamț. Da. În care am vorbit despre următorul lucru. Că toată lumea este de acord că spitalul nu mai corespunde din punct de vedere funcțional noilor realități. Și că el trebuie, demolat și construit altul. Acest lucru, propunere, s-a făcut undeva prin 2018 de către înaintașa dumneavoastră la prefectură, da, ca pe situații de urgență. Dar în spatele hotărârii sunt niște anexe. Și una din anexe, mare parte din ea, am publicat-o și noi. În anexa respectivă, domnule prefect, citim cu uimire că prin 2016 organii de control stabileau că instalațiile electrice sunt proaste și nu fac față. Că revizia lor s-a făcut
numai în parte și de către oameni care nu aveau competențe de acest fel. Păi să-mi fie cu iertare. Dacă cei de la Inspectoratul de Stat în Construcții, cei de la ISU și cei de la DSP au constatat toate aceste lucruri, nu în 2018, ei au venit și au adus documente dinainte. Ce Dumnezeu s-a întâmplat cu oamenii care ne-au condus, că au rămas în starea asta? Să nu-mi spuneți că nu puteau să facă nimic. Eu vă dau un exemplu. În loc să investești, fie un exemplu care e personal ca și gândire, în loc să investești 80 de milioane de euro fără TVA, asta înseamnă cred că vreo 95 aproximativ de milioane de euro, în 7,6-8 km, hai să zicem, de drum, pe DN15 Bicaz, Poiana Largului, care nu se dărâma muntele acolo, așa a scris domnul general Nițică, că, na, vorba aia, fuse făcut general pe la București, prin birouri, da, în loc să duci 95 de milioane de euro ca să repari 8 km de drum pe DN15, cu banii aia făceai sau suplimentar mai căutai... 80 de milioane de euro făceai. Și făceai spital. Problema noastră este că nu avem un spital nou datorită faptului că nu s-au direcționat banii spre sănătate. S-au direcționat banii spre alte obiective de investiții. Sigur, și acolo trebuiau făcute reparații, nu spune nimeni, Doamne ferește, că nu trebuiau făcute. Dar e mai important să ai un spital care deservește întreg județul, adică aproximativ 400 și de mii de locuitori, sau e mai important să repari un drum pe o rază de 8 km, pe o lungime de 8 km, pardon, care drum oricum ar mai fi mers foarte bine și în continuare. Adică dacă nu prioritizăm investiție și nu prioritizăm banii care putem să-i aducem de la guvern, că e important. În perioada 2016-2019, ca să zic așa, domnul actual președinte Arsenie avea o putere destul de mare la București. Sens în care a adus și putea să aducă, să-și direcționeze sume importante de bani în zone importante de investiții la neamț. Lucru care nu s-a întâmplat, din păcate. Acum suntem într-un an după 2020, în care am avut stare de urgență, starea de alertă prelungită din 30 de zile, cu o economie națională și europeană și mondială, dacă vreți, care s-a contractat, cu găuri extrem de mari în tot ce a însemnat susținerea sistemului medical, plus susținerea oamenilor de afaceri și a zonei de business care a fost afectat, adică banii pentru zona de investiții, în mod clar, au fost mai puțini decât anterior. Eu am speranța că, sau îmi doresc, mai bine zis, speranță mai puțin, dar dorință, da? De a se găsi o formulă ca pe bani europeni, nu știu, poate pe PNRR, pe Planul Național de Redresare și Reziliență sau sub o altă formulă prin fonduri europene sau gândit o altfel de strategie într-un parteneriat public-privat, poate dacă găsim o astfel de oportunitate să se realizeze un spital județean nou. Dacă nu avem spital județean nou, ca să cărpim doar actualul spital de la o lună la alta. Și încă o chestie ciudată, că vorbeați noastră la început, tot timpul când mai citesc presa dimineața, fie online, fie presa scrisă, anunț. Spitalul județean angajează. Dar spitalul județean tot angajează. N-am văzut un anunț că spitalul județean achiziționează. Că spitalul județean se renovează, se modernizează, că se deschide un centru operator nou, că se deschide o secție nouă, deci, că s-a investit. Oficial totul este blocat din cauza COVID-ului. Tot oficial, secția de pediatrie primește bolnavi. Deci și ea este teoretic în șantier. Nu de acum, de ani de zile. Și niciun fel de problemă. Până când o să se întâmple o nenorocire. Corect. De obicei așa se întâmplă. Până se întâmplă o nenorocire. Și atunci toți o să spună, dar n-am avut ce face, n-am știut. Deși noi mâncăm subiectul de vreo 5 ani. Și toată lumea spune, da, Dumnezeu, este așa, da. Ce putem face? Da. Domnul prefect, haideți să mergem și în altă direcție, că m-am plictisit eu de acum de subiectul ăsta, deși în mod normal subiectul ăsta ar trebui tratat altfel,
puțin cu biciu. Scuzați-mă că vă spun, dar e prea multă îngăduință în zonă și prea mult laissez-faire, laissez-passer. Adică mai conte. Da, se pasează. Da. Haideți să vorbim și despre alte lucruri. Cu ce se mai ocupă, domne, o prefectură în timp de pandemie? Eu, de exemplu, stau și mă întreb ce se mai poate întâmpla într-un județ în afară de pandemie. Aveți doi subprefecți, am văzut. Da. E bine că sunt doi. De obicei, unde-s doi, puterea crește, sau doi din când în când fac chiar mai mult decât unul. Deci, dar ce activitate mai este? Am văzut că ba se închide, ba se deschide ăla cu permisele, biroul pentru permise, ba se îmbolnăvesc oamenii, ba nu se îmbolnăvesc, dar în rest... Da, în rest ne ocupăm cu activitățile obișnuite ale prefecturii, tot ce înseamnă legalitate. Pe fond funciar o să deblocăm imediat, pentru că cu noile organigrame schimbate de ANFP și de ultimele ordonanțe ale Guvernului, urmează să fie numit secretar general în prefectură. Secretarul general va fi funcționar public din cadrul prefecturii sau din exterior, dar pe un post care să fie în prefectură creat de secretar general. Noi avem postul creat, suntem printre primele trei prefecturi din țară care avem și avizul ANFP, adică ne-am mișcat repede. Și urmează să fie numiți de către premierii, atributul premierului, să numească... A, deci ei vor fi numiți, nu se dă concurs sau ceva, este post de demnitate publică. Cum nu, secretarul general nu e post de demnitate publică, e post de funcționar public. Și e numit de guvern? E numit de guvern din interiorul prefecturii. Adică un funcționar public cu 7 ani vechime nu poate fi numit oricine. Am înțeles. Așa, cu studii juridice obligatorii. Mă gândeam să candidez, că îmi dădea bine în CV. Secretar general. Adică și aveam două meserii din prima, și secretar și general. Da. Da. Și urmează să... Ne-am trimis propunere la București, la Ministerul Afacerilor Interne și la domnul premier. Urmează să fie numit secretar general pentru a debloca comisiile județene de fond funciar, pentru că secretarii generali în prefecturi sunt și secretarii acestor comisii județene de fond funciar. Cum avem, deblocăm lucrurile. M-ați întrebat de permise și de pașapoarte. La pașapoarte lucrurile sunt în linii mari ok la acest moment. Nu avem timp de așteptare mari, nu avem solicitări pe care să nu le putem onora în parametrii normali. Într-adevăr, la permise matriculări a fost o problemă și încă mai există. Am avut 7 sau 8 persoane lucrătoare ai acestui serviciu bolnav COVID, toți în aceeași perioadă, și clar s-a blocat activitatea. Și avem o schemă de personal în momentul de față clar subdimensionată, în sensul că avem multe posturi vacante în interiorul acestei instituții, acestei instituții publice, dat fiind faptul că o parte s-au transferat în alt județ, alții s-au transferat la IPJ prin promovarea unor concursuri, alții au părăsit funcția pentru că au avut probleme cu penale în instanță și au primit hotărâri definitive și revocabile. S-au ciocnit de plicuri. Poftim? S-au ciocnit de plicuri, da. Și avem o schemă subdimensionată la momentul acesta pe personal și din acest motiv și cumulat și cu pandemia, avem timp de așteptare destul de mari. Am eficientizat, ca să zic, cât de cât programul la înmatriculări pentru a aduce mai mult capacitatea pe online decât pe prezență fizică. Și aici chiar îl și felicit pe domnul subprefect Meraru pentru că s-a implicat și chiar a gestionat-o el și a făcut-o bine. Îl salutăm, ne-a salutat și el de dimineață. Da, și a făcut-o bine domnul subprefect. Da. Avem corespondență cu Ministerul Afacerilor Interne și așteptăm, sper, cât de curând să ne permită și nouă neamțului și la Suceava, iarăși au fost probleme. Bine, la Suceava sunt probleme cu repetiție. Da, cu repetiție și așteptăm și cred că și la nivel de țară să ne suplimenteze numărul. Adică să ne permită să mai angajăm 3-4... Suceava ne-a arătat cum funcționează sistemul. Da, adică, bun, Doamne ferește de probleme de necazuri. Nu, deci interesant. Era acolo un șef la permise cu niște subordonați care ascultau ordinul, care avea protecție, șeful avea protecție de la unul care era, parcă la DGA, nu mai țin minte, și unul care era în altă zonă, tot așa. Uh-huh. Adică, cum se spun, umbrelă peste umbrelă. E adevărat că din când în când se mai uzează și umbrelele astea, că dacă ăla nu i-o cumpăra mașina care îi trebuia lui ăla și ăla, așa,
lucrurile s-au dus pe delături, știți? Sau nu i-au dat piesele de schimb la mașină, cauciucurile de vară, cauciucurile de iarnă, nu știm. Ideea este că nu e un semnal ok, dar lăsăm și asta. Vreau să vă întreb altceva. Sunteți mai familiarizat cu sistemul decât mine. Eu am înțeles așa, că avem foarte mulți bugetari în România. Da, e un număr impresionant, 1.300.000. Deci, raportat la populație, la așa, care sunt plătiți bine, să nu spunem foarte bine. Bine. Da. Bine. Eu mi se încreștează gura când spun bine. Da, mă rog. Pe de altă parte, dacă luăm instituție cu instituție în parte, toate instituțiile îmi spun același lucru. Noi ar trebui să facem și asta. Protecția consumatorilor, ce doriți dumneavoastră. Da. Dar nu putem face mai mult de atâta, că suntem subdimensionați, nu avem oameni. Sistemul bugetar în România înseamnă de la primăria Valea Ursului, ca să zic așa, până la SG-ul guvernului, până la administrația prezidențială, dacă vreți, că e tot instituție publică. Instituții publice înseamnă și de la prefectură tot ce înseamnă palierul de instituții publice deconcentrate, de exemplu din NAMS. Avem o încărcare excesivă. Nu le putem concentra. Adică să nu mai fie deconcentrate. Știți că deconcentrat înseamnă deconectat. Să le concentrăm mai bine. Să îi facem să concentreze un pic mai bine. Încărcarea bugetară, din punctul meu de vedere, este dusă într-o zonă mult peste limitele normale și încărcată schema de personal pe tot ce înseamnă primării, consilii județene. De acord cu dumneavoastră. Dar nu vorbim de o primărie anume. De la primăria de la țară până la primăria municipiului. Nici nu mi-aș permite să vorbesc de o primărie anume. Și consilii județene, acolo schemele de personal sunt supraîncărcate. Iar pe de altă parte, guvernul face sau încearcă să facă restructurări. Când mă refer la restructurări, mă refer la baza salarială, adică pentru a nu depăși niște ținte de buget anuale. Și atunci ne trezim cu lipsă de personal sau cu posibilitatea de a, sau de a fi în imposibilitatea de a face angajări noi pe funcții necesare de altfel. Și această problemă este, și vă dau exemplu la NAMS, la sistemul de gospodărire apelor, unde nu avem personal. Păi, de exemplu, la ABA Siret Bacău, în loc de 7 pe schema de personal pe control, sunt doar 2 oameni pe control, pe între ce înseamnă arealul ABA Siret. Deci vă dați seama, ca să-l verifici pe cel cu balastierele, unde tot timpul au fost discuții, că se întâmplă lucruri, nu ai cu cine. OPC-ul e subdimensionat, sunt Garda de Mediu, Agenția de Protecție a Mediului, ANAF-ul, dacă vreți, sunt structuri care la momentul ăsta sunt subdimensionate. V-am dat de exemplu și mai devreme, de la instituția pe care e subordinea prefecturii, la cei de la permise pașapoarte. Sunt foarte multe instituții publice, fără personal, care își desfășoară cu greu activitatea, dar noi, dumneavoastră, presa, cetățenii normali, eu, în calitate de prefect, le cerem, domnule, faceți controle, faceți performanță. Asta e problema. Rezolvați lucrurile. De ce durează așa mult? Asta e problema. Și îți explică, domnule, n-am cu cine. Se întâmplă treaba asta. Din păcate și din nefericire se întâmplă treaba asta. Iar salariile, să știți că în instituțiile publice deconcentrate, sunt mai mici decât la primăriile de orașe sau municipii sau decât la care-i soluția? La noi, la prefectură, de exemplu, un jurist superior, adică înseamnă cu minim 7 ani vechime, câștigă undeva la 4.000 și un puțin de lei. Nu-ți vine nimeni de la o primărie sau la CJ înspre prefectură, pentru că acolo au 1.500 de lei în plus. Adică, și gândiți-vă că prefectura, un jurist de la prefectura de la egalitate, de exemplu, are 10-12 UAT-uri, dau un exemplu, pe care le supervizează de legalitate. Păi ăla de acolo, secretarul, ia mai mult decât angajatul care îl supervizează pe el. Vă dați și dumneavoastră seama că nu e corect gradul ăsta de funcționare. Și nici normal. Și nici normal, corect. Când controlezi pe cineva, trebuie să nu poți fi, cum să spun, acuzat că poți să ai influențe. Exact. Da. Exact. Da. Da, interesant. Oricum, dacă hiba este că sunt prea mulți în primării, stau și mă întreb de ce primarii, indiferent care sunt ei, în momentul în care ajung primari, angajează. Nu știu să vă spun. Eu aș avea un răspuns, dar nu așa îndrăznesc. Așa mă gândesc și eu la unul, dar n-aș... Dar nu îndrăznesc în fața autorității statului să spun eu asemenea lucruri. Sunt primării și am văzut modele de bună și vedem la televizor, modele de
bună funcționare a primăriilor, sunt primării și în mediul rural, în țară, care au grad de accesare fonduri europene de aproximativ 100%, care au compartimente dedicate în primărie, în care primarii înțeleg că nu stau acolo ca să semneze adeverințe pentru oamenii din comunitate, din sat sau din zonă, ci fac alte lucruri, adică aduc proiecte și aduc bani, aduc finanțare în comunitate. La noi, din păcate, e o mentalitate și în prezent și acum, dacă uitați și, de exemplu, Compania Națională de Investiții lucrează anul curent, în 2021, pe săl de sport, sedii noi de primării, cămine culturale, lucruri de genul ăsta, le finanțează. Păi eu vă spun o treabă, un cămin cultural la o primărie la țară, nu zic că nu trebuie făcut, Doamne ferește, trebuie să existe acolo, că mai sunt evenimente în comunitate, trebuie să ai o sală de manifestări, de spectacole generoasă, care să-ți permită, să permită autorităților și oamenilor de acolo să participe. Da, o investiție care nu e rentabilă, care nu aduce măcar să-și susțină cheltuielile, sau nu mai vorbesc să aducă și profit, care e ideea, dar care merge doar în gaură, îți împovărează bugetul local. Un cămin cultural îl folosești de 3-4 ori pe an maxim, dar trebuie încălzit, trebuie om la pază, trebuie sistem de monitorizare, încă un angajat. Da, domnul prefect, dar poți angaja cel puțin 2 oameni. Păi mai angajezi 2-3 oameni, de aia îți mănâncă bugetul local. Dar nu contează dacă sunt prieteni sau rude. O primărie nu trebuie condusă. Și eu am prieteni. Sunt liberal. Noi liberalii suntem oameni care promovăm business și promovăm societatea de afaceri, dacă vreți așa, sau oamenii întreprinzători. Dar trebuie să existe o rentabilitate a banului. Pentru că dacă vom gândi, sau un primar gândește doar într-un principiu restrâns, că domnule, trebuie să-l ajut pe Vasile că m-a ajutat, e corect, trebuie să-l ajut pe Vasile că te așa, sau că e un bun sau priceput, corect, dar nu duce o investiție pentru Vasile. Face o investiție care să-și genereze în comunitate sau măcar să poată susține picioarele investiției. Din ce încasezi, să poți să-ți achizi cheltuielile, să nu-ți împovărezi bugetul local. Să citiți Mesagerul de mâine. Vă dăm un exemplu despre un concurs acum la o primărie din județul Neamț, unde nu știu cum se face, se scoate un post, se înscrie Cuscra primarului. Cuscra? Cuscra. Așa. La concursul respectiv. La concursul respectiv. Se mai înscrie încă o doamnă acolo. În momentul când se înscrie doamna, se găsește o chichiță, se amână concursul, se introduc noi clauze acolo, că i s-a văzut dosarul doamnei care s-a înscris și participă doar Cuscra singură. Și câștigă. Și a câștigat? Astăzi va câștiga. Și mâine apare în ziar. Deci, adică, bine, eu nu pun la îndoială competența Cuscrei, că întotdeauna Cuscrele sunt competente. Dar nu știu dacă sunt competente întotdeauna și în administrație. Dar asta este un exemplu doar. Uitați ce ne scrie un fost consilier județean, nici nu mai știu, numai acum, Cristian Ungureanu. Consilierii din Neamț au ridicat mâna de 2 ori, odată la aprobarea sunei și a 2-a oară când am propus retragerea contribuției pentru banii care au fost cheltuiți de Euronest. Ce s-o fi întâmplat cu sumele respective? Pentru că ele au fost aprobate pentru achiziția spitalului și nu pentru reparații sau întreținere. Ce s-o fi întâmplat? Cu banii, dar nu înțeleg care bani, cei 3,2 milioane pentru lăsare. Da, păi ăia s-au cumpărat spitalul, domnul Ungureanu. Ăia s-au dus la Euronest. S-au dus acolo. Da. Dumneavoastră ați fi votat pentru retragerea contribuției, dar probabil că ați votat pentru retragerea contribuției anuale, nu pentru retragerea banilor de acolo. Păi ei au votat să s-au dus la Euronest, iar Euronest a făcut investiții acum. O doamnă ne spune, în schimb, posturile de consilier personal, pentru care nu trebuie concursuri, da, sunt full peste tot. Ceea ce, într-un fel, poate fi normal. Te duci la o primărie și îți iei consilier personal dacă ți iei competenți. Dacă ți iei competenți, dacă iei niște panglicari care sunt cu mâinile pline de pap. Aia, într-adevăr, este o prostie și o cheltuială a bunului public. Dacă ți iei 3 consilieri competenți, e ok, care să te ajute. Da, da, un primar, pe de altă parte, are nevoie și de o echipă în jurul lui, adică oamenii, da, de lângă, în afară de funcționarimea publică,
care să fie pe zona de presă de imagine, pentru că lucrurile au evoluat la momentul ăsta, care să fie pe alte zone, pe alte compartimente. Nu, dar să fie chiar pe chestiunile tehnice și administrative. E nevoie, doar că știți că era la un moment dat, am să-l caut și am să vi-l trimit, foarte interesant, cu Furnicuța. Era o fabulă, dacă o pildă în zilele noastre, ca să zic așa, în care Furnicuța muncea și muncea cu spor și cu rentabilitate, ca să zic. Și ulterior a venit greierul care s-a făcut manager și a mai angajat foarte mulți alte persoane, insecte, ca să zic, care aveau post de asistent manager, mai sus de manager, supervisor, etc. Și a constatat, la sfârșit că vă spun concluzia, că Furnicuța, din toată munca ei, ea muncea la fel ca înainte. Când era singură, era rentabilă. Acum, când avea atât supervisor lângă ea și manageri, pe care din munca ei trebuia să-i plătească, a constatat greierile, care era șeful, că Furnicuța nu mai e rentabilă, pentru că nu mai poate să acopere toate cheltuielile. Și atunci au dat afară pe Furnicuța. Și au dat afară pe Furnicuța. Asta a fost mentalitatea. Se pare corect. Adică, dacă trăim într-o mentalitate de genul ăsta, e păguboasă, eu sper ca oamenii și, în general, mentalitățile să se schimbe, domnul Vali, pentru că, Doamne ferește, nu îi acuz pe cei care sunt cu experiență mare de viață și care sunt, poate, în funcție de conducere în administrațiile publice locale astăzi, dar e nevoie ca în următoarea perspectivă să apară și oameni noi, oameni care au o altă filozofie și oameni care văd altfel lucrurile. O primărie nu trebuie văzută ca pe un bun propriu, trebuie văzută ca pe o afacere în care tu ca primar ești manager și manageriezi până la urmă nu banii tăi, nu banii familiei tale, nu interesele prietenilor, ci manageriezi banii oamenilor din comunitate. Apropo de bani, domnul Cristian Ungureanu revine, nu s-au cumpărat cu banii aceia spitalul, au fost economisiți. Mă rog, suma cerută inițial a fost mai mare cu circa 4 milioane de euro față de cea cheltuită. Deci tot s-a cheltuit o parte, domnul Ungureanu. Da, vă invit într-o emisiune să discutăm despre cum ați votat, cum ați fost convins să votați acea sumă și eventual ce știți dumneavoastră despre banii cheltuiți. Domnul prefect, eu vă mulțumesc pentru participarea la emisiune. Aș vrea să încheiem într-un mod optimist. Tocmai am primit comunicat. Ca răspuns la solicitările formulate de reprezentanții ai mass media, Biroul de Informații și Relații Publice al DNA, nu, al parchetului de pe, nu, Direcția Națională Anticorupție, este abilitat să transmită următoarele. Procurori din cadrul Direcției Naționale, Serviciul pentru Efectuarea Urmăririi Penale, în cauze privind infracțiuni de corupție săvârșite de militari, efectuează cercetări într-o cauză penală ce vizează suspiciuni de infracțiuni de corupție, asimilate celor de corupție. S-au efectuat percheziții domiciliare în 10 locații situate în municipiul București, județele Iași, Vaslui și Giurgiu. Na, că ne-am s-a scăpat. Așa. În cauză, mă rog, o știre pentru cei care cu jandarmeria. Probabil că cu jandarmeria și cu concursurile pe posturi. Concursurile pe posturi. Cum pică o umbrelă? Cum încep percheziții? Problema este cât de rezistentă este umbrela la coroziune. Depinde cu umbrelă și cine ține umbrela. Corect. Vă mulțumesc tare mult pentru participarea la emisiune. Oameni buni, domnul Ungureanu ne spune. Nu s-au cheltuit deloc. Mă aștept la redacție să mă convingeți, să-mi explicați de ce. Vă mulțumim tare mult, oameni buni, că ați fost alături de noi. Multe informații în această emisiune pentru cine a vrut să le asculte. Pentru cine n-a vrut să le asculte, e tot degeaba. Cele bine!